Hei, gogoșici, bine v-am regăsit cu un nou episod. Ce de Sims, ce cu ursul? Ăsta e urs adevărat sau e pe bune? E ăla adult ăla, dar poate e un urs adult, n-ai de unde să știi. Hai să vedem ce se întâmplă, că a venit el la mine. Uite, vrea să vorbească. Măi, am impresia că ăsta e... Da, da, uite ce scrie aici, că mi-e frică de urși. Da. Adică zice ceva de animal mort. Uite, deci nu. Deci nici un animal din împrejurim nu este un animal violent. Dar acest urs este foarte enervant. Deci am impresia că ăsta e urs adevărat. Da, e posibil. Uite, plictisit de mine. Poți să... buhat? Da, eu am impresia că e urs adevărat ăsta. Crezi? Da. Și de ce vorbim? Nu știu. Uite, pot să-i zic și o glumă. Da, și e ne ciudat. Prietenim, vezi? Mă prietenesc urs. Da, e ciudat puțin. Da, e puțin ciudat. Uite, îi zic că îmi place outfit-ul lui. Apropo, dacă vă plac astfel de episoade cu Sims 4, abonați-vă și activați neapărat clopoțelul ca să vedem și noi susținerea voastră. Da, și dacă vreți să vă lăsați și voi Sims să ne jucăm cumva împreună, nu uitați că aveți o perioadă de reducere la ei, nu e sponsorizat nimic, dar știu că mulți ne-ați întrebat dacă Sims e pe gratis. Din păcate nu știm să fie vreo variantă pe gratis. Nu, nu este pe gratis. Ok, și acum chiar au o reducere foarte bună, până și noi ne-am luat mai multe pack-uri de la ei de la reducerea asta. Exact. Ok, hai să mă întorc și eu aici, să vedem ce se întâmplă. Tu ce faci? Stai la masă și mănânci? Ce mănânc? Mănânci! Ce facem azi? Păi, toată lumea scria în comentarii și mă gândeam să ascultăm și noi de sfaturile lor, ca întotdeauna, să facem un copil, Flo. Să ce? Să facem un copil. Nu vrei să facem și noi un copil în vacanță? Ambulanța! Da, dacă se aude trece ambulanța. La poliția, nu știu ce e asta. Da. Deci? Ok, deci o facem un copil? Nu vrei un copil? Haide, facem un copil. Dar de ce nu vin la tine? Unde sunt? Uite, poți să-ți fur un pupic. Ia să vedem. Unde ești? Unde ești? Unde sunt? Ah, vin acum, stai că vin acum. Păi și unde sunt acum? Aici, te joci. Te joci, Flo. Dar de ce stă asta între noi? Nu știu. Așa nu o să putem face copii. Hai să te pup să văd dacă mă respingi. Nah, dar uite ce ciudat se uită la noi. Da, e tristă, vezi? Poate te place. Nu, no, cred că altfel scrie acolo, flirte. Deci era aia roz. Da, dar doar dacă e din partea mândurura. Gata, a plecat. Hai, pa! Pa! Hai să vedem. Acum vine ăsta. Nu te mai pup? Nu te mai pup? Dar vezi că vorbim? Da, nu știu de ce nu te pup. Eu am pus să te pup. Eu vreau să te pup. Poate că mă joc acum? Și de asta nu vreau? Nu știu, că eu vorbesc singur aici, de nebună. Vezi că ți-au ajuns... În mailbox, facturile. Da. Ok. Să vedem cât avem de plată la facturi. Nu putem să mergem sus? Okay. Eu am impresia că... Păi da, du-te acolo, apasă pe pat. A, uite! No way! Facem copii, Flo! Ia să vedem. Primul copil pe care o să-l facem împreună. În sezonul 2. Nu vrea! Cine? Nu vrei copil. Cred că un superstar ca tine nu vrea copii. Da? Uite, nu vrea, poate în duș. A, da, ia încerc. Nu vrea. Oare de hai ce? Să mai vorbim. Ți-am zis, poate un superstar ca tine nu vrea copii. Uite, uhu în shower. Da, dar okay. Degeaba că trebuie să fie... Da, știu, dar poate... Nu știu, poate așa merge. A, uite că merge, dar... Tu nu vrea. Da. Încă nu am rezolvat problema cu căsătoria, să știți. Adică încă nu ne putem căsători, nu știu care e bug-ul sau ce se întâmplă. Dar o să facem noi să fim căsătoriți. Nu e problema, o să facem mai... o mică ceremonie. Nu, deci nu vrea, nu vrea. Am pus take a shower. Take a shower? A, de pupa mă pup, dar copil nu vrea. Doar aici am pat, dar... Dar de ce nu vrea? Nu vrei după. Nu știu. Dar știi că s-a mai întâmplat odată chestia asta, parcă, nu? Mhm.
Știu că se mai întâmplă... s-a pus să lasă doarmă acum. Da, fix acolo, știi? Sau mai este altă cameră sus. Mai altă cameră. Poate vrea în altă cameră. Ok, hai să vedem dacă acum merge. Poate, poate. Unde e? Romance, blow kiss. Hai să fiu mai romantică cu tine, poate. Slow dance. Sau poate să-mi cer tu. Sau da, ia vezi. Ia să vedem. Interviu de tu ea. Vrei să mă să-mi interviu așa, cum a fost primul sărut, a? Da. Uite, pupă-mă măcar. Aluia, în sfârșit. Așa. Dar tu nu vrea, du-te. Propose. Propose să ce? Nu știu, hai să vedem ce. Să fii logodnica mea? Nu a vrut. Nu a vrut. Bă! Try a baby, aleluia. Să vezi că nu vrea. Ba da! Nu te cred. Bă, se întâmplă. Un copilaș, vine copilul. Aleluia, au dat Domnul în sfârșit să facem noi un copilaș. În duș. Hai să vedem. Nino, Nino, vine Barza. Au, cât durează, Flo? O zi întreagă. Uite, ies artificii. Ia să vedem acum. Acum trebuie să faci testul ăla, nu? Da, trebuie să fac testul. Dacă ai ieșit și tu din baie... A, trebuie să ies? Da. Dar știu că parcă puteai cu mine du-te în baie. Du-te și mănâncă. Uite, ai angajat pe cineva? Da, și du-te și mănâncă. Uite, du-te gătește pentru toți. Ce stai, ne gătești? Stai, vreau să văd ce avem în meniu. Ciocolată... Wow! Tort de hamburger. Ia fă-l pe ăla. Îl facem pe ăsta? Da. Ok, nu poți să ieși din baie, de ce? Imediat așteaptă, lasă-mă puțin. Ce mers ai, Flo. Vreau să-mi fac testul. Vreau să-mi fac testul, nu se mai poate. Și acum te-am aflu. Păcălit, vezi, m-am dus cu tine până acum. Și pe aia te-am păcălit. Îți trebuie la baie, nu te cred, ai răbdare, stai, dă să pun asta. Și acum, ia, hai să aflăm dacă suntem însărcinați sau nu. Nu ești. Nu sunt. Nu te cred. Hai mai încercăm o dată. E prima oară în Sims când nu sunt însărcinată chiar de punem... Da, chiar că... Da, și uite, sunt super supărată, vezi? Păi e supărată pentru că ai aflat că nu ai copil. Uite, că tu ai copil, vezi? Da. Hai, mai apasă o dată. Hai să mai facem hu-hu. Hai să mă fac fericită măcar. Gata, ești fericită că n-ai copii. Hamuflo! Nu merge, stai să vedem. Iar nu merge. Stai să vedem. Poate tu dacă îmi ceri iară. Da, doar uhu, frate. Păi, ai încercat, na. Slow dance, propose, ofer masaj. Hai să mai mă pup, să mai astea. Poate în pat, sus. Da. Nu, doar sleep. Nu merge altceva. Încearcă alt pat. Știu că zicea cineva de o tufă. În boscheți, pe bune? În boscheți, da. Dar poate nu e tufa respectivă. Da, cred că trebuie să fie o chestie. Ia unde suntem. Dance. A, ți-am oferit masaj în baie. Wow. Mulțumesc. Uite, uh-huh, ah, da, da, nu e copil. Hai să mai încercăm o dată. Deci trebuie să scrie try baby. Blow kiss. Poți să, uite, să zic că te admir. Uite, aleluia. Da, aleluia. Dar să vedem dacă vrei. Dacă vreau, uite că vrea. Da. A vrut. Merge. Și dacă nici acum nu sunt însărcinat, adoptăm. Dacă da, nu da, merge. Dacă nu merge, înseamnă că trebuie să adoptăm copil. Mm-hmm. Hai să vedem. Sunt curioasă tu, nu? Mm-hmm. Bine că am angajat un bucătar, ar trebui să angajez și pe cineva să facă curățenie. Ha, nu e mizerie. Nu? Nu. Hai să vedem. A ieșit copilul sau n-a ieșit copilul? Fac acum repede. Haide, hai cu bebele. Hai să vedem. Nu ieși tu din baie? Nu pot că... Pe bune, frate. Ne scuz. Uite, intră cu tine. Da. Mă duc în baia asta să încerc. Frate, aveau atâtea băi, au venit fix în alea. Ce prieteni avem și noi. Da. De ce nu vin? Așteaptă.
Mamă, dar greu mă mișc. Răbdare! Păi sunt curioasă dacă o să avem un copil sau nu. Let's... Da, sunt însărcinată în sfârșit! Cu un superstar! Wow! Aleluia! Mamă, ce fericită sunt! Mă duc să zic, unde ești? Că vreau hai, anunț toată familia acum! Păi anunț pe toți! Unde-i? Nu pot să zic? Pe cum vrei să zici? Păi ție vreau să zic. A, mie! A, uite, ți-am zis! Mi-ai zis! A, și acum trebuie să le șinzi. E super fericit! Dar de ce am și eu astea? What? Măi, de ce le am? Nu înțeleg. Ce-s chestiile astea? Chiar nu înțeleg de ce le am. Doamne! Mereu și ți s-a părut asta Deep Connection, oare? Nu-mi dau seama. Trebuie să caut pe net, pentru că nu știu de ce mi-apare. Da, e ciudat. Mm-hmm. Very playful. Mm. Poate sunt urme de la bronz, eu știu. Uite, tu nu mai ai, ți s-au dispărut. Păi da, știi că mi-au dispărut în nu știu câte ore, parcă mi-au dispărut. S-au uite, am burtică! S-a crescut burta. Da. În cât timp l-am, știi, vezi? Mai am, Flo. A, mai ai. De-abia în semestru antâi, primul știi. Semestru, da. Hai să anunț pe toată lumea, sunt însărcinată. Yeah! Uite. Aleluia! Cu cine să, pe cine să anunț? Toată lumea. Da, mi-apar niște necunoscuți, nu vreau la ăștia, măcar nu-i știu. Voiam la asta să-i zic. Eu am impresia că dacă te duci la fiecare în parte, atunci o să le zic automat. Uite, de ce nu pot să vorbesc cu asta fără să-mi apară ăștia? Ia să vedem. Action funny? Action friendly? Uh-huh. Romance? De ce nu merge? Nu știu. Oh, am pus să pozăm. Ăla tot face mâncare. A comandat cineva atâta mâncare? Băi, suntem 5 în casa asta, trebuie să mâncăm. Nu pot. Express admiration. Da. Tele-ngage. Share big news, cred că asta e. Share big news asta? Mhm. Mamă, uite, vezi, s-a zis că trebuia să vină cineva, că e mâncare stricată acolo. Oh, dar eu zic că o să fac el. Ah. Să duce să culce. Eu am vrut să-i zic. Ah, uite. Asta, spamat. De ce plânge? A, că urăște copii asta. Uite și ne-a scăzut minus. Dacă ea urăște copii. Hei, și tu ai copii, ai uitat? N-o să-ți iubești nepoțica? Chiar ce-a făcut asta cu fata ei? Adică a venit aici cu noi, dar fiică sau unde? Bă, da, chiar. Asta parcă o născut în episoadele anterioare. Da. Nu? Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu știu. Poate l-a lăsat cu bunicii, mai știi? Eu zic că nu știu ce a făcut. Aia? Aia e aia care pute, nu? Eu zic că l-a lăsat singur acasă și o lași face de cap, face petreceri copilul. E fetiță. A, e fată? Da, e fetiță. Ups, scuze. Deci, tu-ți dai seama că tocmai am conceput un copil în vacanță? Ok. Îți dai seama? Hai să mergem și la casele astea, la ante... cu barca nu putem merge, nu? Sau era mișto, de ce nu bagă și așa ceva? Să mergi cu barca, nu? Eu zic că ar trebui să bage, că era fain rău de tot. Hai să vedem cum arată și casele astea, sunt curioasă. Nu vrei? Bă, da. Hai să vedem cum arată casele astea. Am văzut că te pot angaja pe tine ca și actor, ne-a scris cineva în comentarii. Actor? Da, să fie actor sau muzician sau ceva de genul. Muzician, că mă pricep să cânt, am o voce foarte minunată și foarte fabuloasă. Vrei să-ți cânt? Ia uite. Nu, nu, gata, încheiem episodul de azi. Nu, serios, facem turul casei ăsteia, de fapt turul tuturor caselor de aici în episodul următor. Da. Ce zi? În ziua 3 de vacanță. Perfect. Asta e ziua 2, am rămas însărcinată. Da. Ok, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare gogoșică și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Salutare!